Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un subiect care nouă ne este drag ca adventiști și ca și creștini în general, venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că se mai vorbește despre acest adevăr biblic, aș vrea să vă spun că El nu este așa cum ni-l imaginăm noi întotdeauna. Noi am pus foarte mare accentul pe pregătire și este normal să fie așa, dar am înțeles pregătirea ca fiind doar o actualizare continuă a informațiilor și a doctrinelor. Am observat că Domnul Hristos nu prea a făcut dogmatică, ci s-a ocupat mai mult de oameni, de sufletele lor, de trăirile lor, de frământările lor, de dezamăgirile lor, de crizele cu care ei se confruntau în viață. Și în momentul în care vorbea despre împărăția lui, într-unul dintre momentele în care vorbea despre împărăția lui, în Luca, la capitolul 18, în momentul în care vorbește despre judecătorul acela nedrept, care făcea nedreptate tot timpul femeii acelea și o necăjea și nu vrea să îi aducă nicicum dreptate, în acele momente când am fi așteptat ca Domnul Hristos să interpreteze într-un anumit fel situația aceea, concluzia la care ajunge el este una cu totul și cu totul neașteptată. Cunoașteți pilda, o citesc așa succint, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, să nu se lase. E vorba despre acea stăruință în rugăciune și acea perseverență care duce puțin chiar spre obrăznicie. Știți că Domnul Hristos spunea că împărăția cerurilor se ia acum, cu bun simț. Ei, las, nu mă bag așa cu rușine, cu sfială. Nu, zice, se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâna pe aia. Adică trebuie să ai curajul acela. Ea zice un termen din asta mai de jargon, tupeu, ca să pui mâna pe împărăția lui Dumnezeu, în sensul de insistență. Să nu te lași doborât de știrile negative, de ceea ce este toxic în jurul tău. Tu să-ți vezi de treaba ta, de ținta ta și eu vreau împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă sunt atât de multe elemente tentante în jur. Și femeia asta a înțeles un singur lucru, că ea vrea dreptate. Nu interesa că e de la știri ziceau, bă, dar ăsta e cel mai corupt, ăsta nici de cotul, nici de DNA-ul, nici nimeni n-a reușit să-i dea de hac. Te duci tu ca o văduvă, vai de capul tău, să-ți facă ăsta dreptate. Nu o să-ți facă niciodată. Dar ea avea un singur gând. Vreau să mi se facă dreptate. A reușit sau nu? A reușit, sigur că da. Pentru că era mai mare dorința să-i se facă dreptate decât dorința acelui judecător nedrept de a face nedreptate. Și până la urmă a zis, băi, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, hai să-i fac dreptate să nu mai bată capul atâta, să scap de pacostea aceasta. Și la urmă spune Domnul, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care zi și noapte strigă către el, măcar că zăbovește față de ei. Aș vrea să înțelegem că nu este semnul egal între credința lui Iisus și religia lui Iisus. Credința lui Iisus sau religia lui Iisus? Este o diferență. Când spui cuvântul religie într-un mediu laic, o să vedeți că oamenii încep deja să aibă furnicături. Pentru că religie înseamnă multe lucruri care de-a lungul timpului au fost interpretate greșit și tratate greșit. Și în momentul când ai spus religie, omul se gândește bariere, garduri interconfesionale, certuri, dezbateri fără rost, lucruri inutile, bazaruri bisericești, interese ascunse în spatele lui Dumnezeu. Cam asta este tradus în termeni moderni, în percepția omului, cuvântul religie. Deși
sorgintea lui latină, religo, relegare, este una nobilă, frumoasă, asociere de termeni. Noi ne place să credem că a rămas așa, dar nu a rămas așa. Și chiar dacă nu credeți, faceți un sondaj de opinie, mergeți și întrebați pe oameni pe stradă ce simțiți atunci când auziți cuvântul religie. Și o să vedeți că percepția este, în general, negativă. Iisus n-a vorbit despre religie. Iisus a vorbit despre credință, ceea ce este cu totul altceva. Și la sfârșitul acestei pilde, el spunea, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar nu asta este problema dacă judecătorul suprem, care este Dumnezeu, va face dreptate sau nu. Problema este dacă va mai găsi oameni, precum femeia aceasta, care să fie atât de insistenți și dornici să li se facă dreptate, să pună mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Când va veni Fiul omului, pune el o întrebare retorică. Va mai găsi credință pe pământ? Asta este întrebarea. Că noi zicem, că nu mai vine Domnul, că atât am făcut și am drept și vrem. Și... Dar nu așa pune Dumnezeu întrebarea și problema. Zice, în momentul în care va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Și în momentul în care a terminat pilda aceasta, a continuat și cu alte pilde care leagă oarecum firul acesta. De multe ori credem că pildele sunt rupte așa una de alta și că n-au nicio legătură, au fost acolo puse fără noimă. Nu au fost puse fără noimă. Unele dintre ele continuă sau adâncesc învățătura celei anterioare. După ce a zis această pildă, a vrut să arate ce înțeleg oamenii că este de fapt credința. Și continuă cu pilda vameșului și a fariseului, în care stă fariseul, ăsta este religios, da? Eu sunt iudeu, neoș, n-am treabă, ăilalți toți sunt goimi, spurcați, să n-am de-a face cu ei, ceilalți din popor, mulți nu se aseamănă cu mine, uite ce bine arăt eu când mă uit în oglindă, toată lumea mă aplaudă și spun, ce om extraordinar, om al lui Dumnezeu, om serios, când te uiți la el, numai rugăciuni toată ziua. Și începe singur să se laude. Iarăși când vorbim de religie, religia își face singură reclamă. Vino la noi, vino aici, fă asta, fă asta, noi suntem ăia. Și zice Domnul, că doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu, altul era vameș. Și fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, fraze din astea pompoase, știți? De multe ori ne și sclerozăm cu ele în rugăciuni. De atâtea ori le folosim. Mi-aduc aminte, țin minte multe clișee din astea, din rugăciuni. Era un frate într-o biserică, acel ce singurul Dumnezeu, iubitor de oameni, creatorul universului și o poezie din asta, asta era introducerea. Dar la fiecare rugăciune începea cu asta. Și poate fiecare scornim câte o expresie sau câte o introducere de genul acesta. Și spune că fariseul stătea în picioare și îi mulțumea. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Pune gard între el și ceilalți, zice, eu sunt aici, între cei curați, ceilalți eretici, rătăciți, păcătoși, vai de capul lor. Și eu sunt un etalon pentru ei. Religia. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți, prea curvari. Fiți atenți că aici am făcut iar un păcat de moarte la chestia asta, să te ferească Domnul. Da? Dar eludăm sau dăm la o parte păcate mult mai grave, poate vizibile sunt, că bâzâie bisericile cineva ani de zile și că bagă zânzanie și că stârnește certuri, nu e nicio problemă. Dacă cumva curvește sau, eu știu, se îmbată, e gata să răstoarnă biserica. Însă Domnul Hristos ne arată că de multe ori noi avem o scară de judecăți greșite, nu că ar fi niște virtuți astea, dar
ne face să credem că suntem superiori pentru că avem niște păcate onorabile, care nu trebuie taxate atât de tare. Doamne, eu nu sunt nici măcar ca vameșul ăsta. Hai să fim serioși. Eram într-o pauză după școala de sabat sau de ceartă, cum îi mai spun eu câteodată, și vine un frate și zice, frate, acum hai să fim serioși, acum că suntem numai între noi. Păi cine să mântuiască Domnul? Ăștia nu țin nici sabatul, ăștia mănâncă carne de porc, ăștia nu știu ce e semnul fiarei, ăștia au atâtea probleme de doctrine. Păi noi, zic, frate, zic, cred că ar trebui să crape oglinda în care te uiți. Pentru că dacă Domnul ți-ar face o evaluare, nu știu dacă ai ieșit așa de bine, da? Păi cine să mântuiască mai bun decât pe noi? Observați răutatea aceasta și fățărnicia în care putem să cădem. De parcă mântuirea se câștigă prin fapte sau prin ceea ce putem să-i demonstrăm noi lui Dumnezeu. Nu! N-avem ce să-i demonstrăm lui Dumnezeu. N-avem cu ce să venim înaintea Lui. Ce spune Isaia? Faptele noastre sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Credința înseamnă să te vezi așa cum ești. Religia înseamnă să te depărtezi de oameni crezând că trăiești undeva într-o stratosferă din asta a sublimului și că nu mai este nimeni ca tine. Apoi, spunea, eu postez de două ori pe săptămână. E bun și postul intermitent, să știți. Te ajută să slăbești, dar nu te ajută să fii mai bun. Am crezut și eu mult timp teoria asta, că dacă ai o anumită conduită în dietă, devii mai bun. Dar nu, asta te ajută eventual să fii mai sănătos. Dar să știți că există și draci vegetariani. Trecând dincolo de principiile bune pe care le avem și fără să vexezi pe cineva, să știți că Hitler era vegetarian. Și asta nu l-a împiedicat să omoare milioane de oameni. Nu l-a schimbat cu nimic. Pentru că ceea ce te schimbă este relația cu Hristos. Celelalte sunt foarte bune, principiile te ajută să fii sănătos, să ai mintea limpede, să ai un avantaj, să nu-ți distrugi sănătatea și trupul, da? Sunt cu totul de acord și Scriptura recomandă lucrul acesta, dar să crezi că vei deveni mai bun doar pentru că ne înșelăm singuri. Postezi de două ori pe săptămână și era un om modest, era un om, nu, era mândru, era foarte îngânfat, nu? Vameșul stătea deoparte și nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii din pământ, se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. Și zice Domnul Hristos, eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit, neprihănit, decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Este o lecție pe care ne-o dă Dumnezeu. Triumfalismul nu ne ajută la nimic. Ne face urâți și în fața celorlalți, pentru că oamenii nu sunt interesați de noi. Sunt interesați de ceea ce putem să-i ajutăm noi sau de ceea ce putem să le oferim. Că așa, dacă vine omul la biserică, nu-i interesat de ceea ce spun eu, ci interesat de ceea ce ar putea auzi ca să-l ajute pe el. Ori dacă eu vin să cred că omul vine pentru mine, nu vine pentru mine, vine pentru ceea ce-l interesează pe el. Așa suntem toți. Și cei din marketing au înțeles lucrul ăsta, noi nu. Și au înțeles că clientul este stăpânul. Cel care plătește, cel care vine, cel care ascultă, cel care dă timp din viața lui, el este stăpânul, nu eu, nu ceilalți, care oferă niște servicii mai bune sau mai proaste. Și împăratul Iisus a zis, oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Și continuă cu pilda aceea cu copilașii. Zice, l-ați văzut pe ăsta, ați văzut-o pe femeia aia care era foarte insistentă. Credința înseamnă să ai această insistență, să nu te lași sub nicio formă. Orice ar fi în jurul tău, să te prinzi cu putere de făgăduința lui Dumnezeu și să nu te lași. Credința mai înseamnă și să fii smerit, dar nu smerenia depersonalizată, ci acea smerenie în care îți vezi nivelul tău, nu te lauzi în fața lui Dumnezeu, cauți să fii mai bun. Credință înseamnă și omenie, puritate,
inocență, să nu fii vulpoi. Da, asta spunea Domnul Hristos cu copilașii. Au venit copilașii la Iisus și ucenicii, copii. Vă aduceți aminte când erau statisticile alea pentru evanghelizare? Câți adulți au fost prezenți la închinare și la evanghelizare? Și dacă ziceai 50, foarte bine. Câți copii au fost? 300. Cam asta era reacția, știți? Și mi-aduc aminte, era un frate baptist care făcea lecții de fanfară cu tinerii din districtul pe care păstoream în zona Aradului și a zis, n-am reușit să înțeleg niciodată de ce vreți să aduceți în fanfară oameni care iese la pensie peste 2-3 ani. Pentru că, sau tineri care să fie peste 25 de ani, pentru că voi, dacă îi luați pe copii de mici, și formați, puteți să-i aveți vreo 10 ani în biserică. Dacă l-ai luat după 18-20 de ani, se mărită, se însoară, se duce la facultate și nu-l mai ai, îl ai un an, doi. Dar dacă îl iei de mic acolo, de la cât poate el sufla și îl formezi într-un an, doi, ăla vreo 10 ani îl ai acolo. Și slujește biserica și mai mult să și leagă de biserică, pentru că își face amintiri, își face prieteni, își face conexiuni, îl slujește și atunci este cu totul altceva. Nu, copiii dăm la o parte și considerăm că Evanghelia și Împărăția lui Dumnezeu este doar pentru ceilalți. Nu vreau să vexez pe nimeni, pe cei mai în vârstă îi prețuim pe toți, dar vreau să înțelegem o anumită ordine a lucrurilor. Pentru că trebuie să înțelegem că noi suntem trecători, și eu, și dumneavoastră, și oricine. Și dacă noi nu dăm mai departe ștafeta și valorile, biserica va muri. Într-un an, 2, 3, 5, biserica va muri. Dacă îmbătrânește și nu mai vin tineri, nu mai vin copii, gata, se duce totul. Și ce, Iisus, e nevoie și de inocența aceasta a copiilor și de ceea ce pot să aducă ei. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii când au văzut lucrul acesta au certat pe cei care îi aduceau. Nu avem nevoie, pentru că ăștia nu ne aduc capital electoral. Copiii nu poate să voteze, nu poate să fie în comitete. Ce treabă avem noi cu ăștia? Nu reprezintă un interes pentru noi. Însă pe termen lung, copiii și tinerii sunt de fapt viitorul. Și nu doar viitorul, sunt și prezentul. Da? Spunea mai departe, Iisus a chemat la sine pe copilași, a sărit peste intermediari și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Ghiulea de Tur. Da? De ce este împărăția a unora precum copilași? Sunt sinceri. Sunt iubitori, se iartă, chiar dacă sunt capricioși, se ceartă între ei, se mai ciundănesc, dar se iartă. Peste 5 minute vezi că se joacă împreună, adulții nu, dacă ai spart balonul, te ține minte, te bagă la index, nu mai scapi de acolo. Însă copiii nu, n-au problema asta. Ei trec repede peste probleme, sunt originali, sunt foarte veseli, sunt foarte entuziasmați, sunt plini de energie, zice, împărăția cerurilor este oamenilor ca ei. Dacă vreți să vedeți cum arată un cetățean al împărăției cerurilor, învățați ce înseamnă să fii om de la un copil care nu știe să mintă. Asta îl învățăm noi, da? Să mintă și să fie prefăcut și fățarnic și după aceea zicem, Doamne, dar cu cine seamănă copilul ăsta? Cu cine se semene? Cu tine și cu mine, nu? Pentru că noi am învățat să fie așa. Cu cine o fioare? Cu mine, clar, că n-are cu cine să semene cu altcineva. Copilul te copiază. Dar zice Hristos, până când ajunge să faceți niște vulpoi ca voi, uitați-vă la ei, pentru că împărăția cerurilor este în sufletul lor, în curăția lor, în sinceritatea lor, în acea originalitate pe care o au și în acea dorință de a învăța continuu. Îți spun întrebări, până te sâcăie, te doare capul, zici, mai taci odată, că nu mai suport să-mi pui atâtea întrebări. Dar de ce așa, de ce așa, de ce așa, trebuie să știe. Cu timpul începem să le știm pe toate și nu mai prea știm nimic, pentru că nu mai suntem curioși, așa cum sunt copiii. Ei au curajul să
admite că nu știu și tot întreabă. La un moment dat nu mai întrebă. Și începem să ne plafonăm. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Dragii mei, cred că avem nevoie mai multă de credință decât de religie. Avem nevoie de căldură sufletească mai mult decât de triumfalismul acesta denominațional pe care l-am cultivat atâta vreme. Și în cartea Apocalipsei, Domnul Hristos chiar spune că aici este răbdarea sfinților, da, care păzesc poruncile și credința lui Iisus. Observați că Domnul Hristos a fost interesat de om. Mai puțin că este iudeu, grec, parte, elamit, de unde vine, nu conta lucrul ăsta atât de mult. Le-a transmis valorile Evangheliei și a lăsat pe oameni să decidă să se schimbe în relația lor cu Dumnezeu. Noi atâta vrem să-i dădăcim până îi împingem direct în împărăția cerurilor. Și nu reușim să facem asta. Eventual îi împingem în ghenă, cum zicea Domnul Hristos, că facem fie ghenei din ei, de 7 ori mai răi decât noi. Pentru că vor să fie ca noi. Da? Vrem să fie ca noi. Dar credința este mult mai dinamică, mult mai creativă, mult mai puternică și ne poate ajuta să fim mai deschiși față de oameni, să fim mai înțelegători, mai umili, mai ponderați în declarații din astea care ne grozăvesc foarte tare și ne slăvesc. Înțelegem că doar Dumnezeu este desăvârșit, doar El are adevărul desăvârșit și doar El poate să decidă cine va fi mântuit și cine nu, pentru că este suveran. Și dincolo de asta, cred că ar trebui să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, iar noi să avem credință. Sigur o să ne merim bine. Dacă avem credință în El, n-avem cum să fim decât așa cum îi place lui Dumnezeu. Amin.